În joia mare, după rânduiala Sfintei noastre mănăstiri, cele 12 Evanghelii vor începe, denia celor 12 Evanghelii, va începe la ora 14, fiindcă noi o să parcurgem, precum bine știți, calea crucii, drumul crucii, după ce se termină denia celor 12 Evanghelii care vor fi rostite la ora 14. Cu mic, cu mare, vom cobori cu toții, cu părinții slujitori care vor fi prezenți, la poarta Bucuriei a Crucii, unde vom parcurge drumul Crucii și la fiecare troiță vom rosti câte o Sfântă Evanghelie și o ectenie. La fiecare Sfântă Cruce câte un popas duhovnicesc, cu râvnă, cu credință și cu smerenie, plecându-ne capetele Pătre Hristos Dumnezeu, și așa mergând din troiță în troiță până vom urca în dealul mare, la 14-a popas, la 14-a troiță. Să ne ajute milostivul Dumnezeu și să vă ajute tuturor să ajungem cu bine și să ne bucurăm totodată de învierea lui Hristos. Să iertăm totul pentru învierea lui Hristos. Să ne pregătim sufletește cu toții pentru a lua lumină, pentru a lua binecuvântare în ziua cea mare. Să aducem slavă, laudă lui Dumnezeu pentru acest an care, deși trecem și am trecut nu numai poporul nostru, toate popoarele, dar să ne referim la noi înșine. Pandemia care a tulburat atâtea suflete și foarte mulți au plecat dintre noi, pregătiți, nepregătiți. Iată anul acesta, putem să, nu știu câți dintre noi, mulțumim lui Hristos Dumnezeu că putem respira acest aer curat, putem să ne bucurăm de învierea lui Hristos, putem să luăm lumină în noaptea învierii, să simțim cu adevărat învierea lui Hristos. Când Dumnezeu ne-a trimit câte o vărguță, ne trimite pe bună dreptate câte o vărguță, câte o încercare. Nu că Dumnezeu ne-ar vrea rău nouă, că Dumnezeu, avem o vorbă foarte urâtă, ne-a pedepsit Dumnezeu. Încă nu ne-a pedepsit Dumnezeu. Ați văzut că îți dă Dumnezeu boala, îți vrea căința și apoi tot Dumnezeu drăguțul vine și îți ia boala. Iar din nou îți redă boala ca tu să te ridici și să-ți aduci aminte că este judecată. Că ai avut o viață care ți-a dorit-o Dumnezeu. Și viața aceea, nu știm să-i mulțumim că o avem, că este un dar primit de la Dumnezeu și nu știm să-i mulțumim că dimineața ne uităm la Sfântul Soare, când e prea cald cârtim, când e prea multă zăpadă cârtim cu toții, când e prea multă ploaie cârtim, când e secetă cârtim. Suntem într-o cârtire continuă. Și ați văzut Dumnezeu cât de frumos le așează pe toate. Am tot strigat, secetă mare, nu-i săpadă, nu-i aia. I-a dat Dumnezeu. Și ne-a dorit săpadă, slavă lui Dumnezeu. Și ploaie ne-a dorit, și ne va dori ploaie. Mi-aduc aminte când am fost în procesiune cu icoana Făcătoarei, încă nu era secetă mare, anul trecut. Mai auzeam vociferând din unii, oare face Maica Domnului minuni, la care m-am întors la o creștină și am spus, Maica Domnului, dacă aveți credință, vei simți prezența. Dacă nu, nu. Dar pentru rugăciunea pruncilor, a văduvelor, a celor credincioși, o să aducă Maica Domnului ploaie. Dar nu când vrem noi. Și o să trimită Maica Domnului ploaie. Cât a trecut,
Și a blagoslovit Dumnezeu toate zonele unde am fost cu icoana Făcătoare Minuni. La fiecare parohie, biserică, am făcut un popas cu credincioșe, împreună cu Sfânta Icoană. Câtă ploaie ne-a dat după aceea Dumnezeu și ne dăște în continuare. Dar uităm, uităm și tot uităm. Cel mai sacru lucru, uităm să avem grijă și de sufletul nostru. V-ați gândit că povara păcatelor noastre totuși este diagnosticul nostru a tot ce este asupra noastră, încercări, ispite, boli, neajunsuri. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. Ne așteaptă Dumnezeu, deseori ne dă răgaz de pocăință. Și atunci mă apropii de postul Paștelui, care am întâlnit de mic copil în viața mea. Trebuie să recunosc că nu știam, deși eram lângă o vestită mănăstire a lui Ștefan cel Mare, Putna. Mă întrebam deseori când vedeam credincioși îmbrăcați național, cu flori în mână, cu lumânări de ceară curată în mână, ducându-se spre casa lui Dumnezeu, spre biserică. Oare ce fac oamenii ăștia? Puneam întrebarea duminică, acum. Și văzând și auzind, dar oare eu, la vârsta mea de 14 ani, 13 ani, nu pot să țin și o zi de post? Învierea lui Hristos să vă aducă multă blagoslovenie, multă binecuvântare. Atât dumneavoastră cât la toată familia dumneavoastră și la cei care sunt în grea încercare și grea suferință. Să nu uităm de cei care sunt în războaie, în război. Și să ne ferească Dumnezeu de vrăjmășia casnică, care este cea mai periculoasă. Să vă ferească și să ne ferească Dumnezeu să luăm lumina la înviere când n-am iertat pe cei care ne-au urât sau urâm, care considerăm că ne-a făcut rău. Și îndrăznim să luăm lumină și să spunem Hristos a înviat. Să ne ferească Dumnezeu. Înainte de a lua lumină, să fie în păcat, dar până în săptămâna patimilor, când intrăm într-o săptămână a patimilor, o săptămână aspră, pregătire pentru învierea lui Hristos. De aceea să iertați din inimă, din suflet, ca să aveți bucuria învierii lui Hristos. Atât de biscădincioși, mă bucur că vă revăd, să măicuța scumpă, să vă acopere cu Sfântul Său omofor, să vă primească postul, rugăciunea și ce veți face în continuare până la învierea Domnului, fapte, post, rugăciune, metane, închinăciuni, până în noaptea învierii, să vă bucurați cu toții și să nu uitați, vă rog, în numele Dumnezeu, cu mâini împreunate, de cei sărmani. Ați făcut un cozonac, o feliuță taieșă, rupe ce duceți la vecinul care credeți că nu are nici pâine, mămăligă pe masa lor. Și o să vedeți ce Paște fericit veți avea, o nouă roșu, o bucățică de pască, să te duci fără să te îndemne altul, singurel de la sine, să aveți acest izvor al milostenii, care milostenia împacă mânia lui Dumnezeu, cum o spun deseori. Și cu siguranță, Dumnezeu drăguțul de fiecare dată, când facem o faptă bună, ne dă pe deplin. Pe deplin și chiar dobânda. Ne înmulțește talanții și tot ce am dat, înmuit și împătrit. De aceea să nu vă temeți cât trăiți pe fața pământului, când ați rupt o bucățică și o dați cu Eva, că veți sărăci. Doamne ferește! Ați văzut rândeala lui Dumnezeu? Astăzi nu ai, mâine nici nu știi cine îți trimite Dumnezeu, că îți aduce o pâine, două pâine acolo. Din puținul care le-ai dat, este poruncă de la Dumnezeu și avem o datorie morală, spune clar, trei sferturi pentru familie, celălalt sfert pentru biserică și săraci. Să vă ajute mai ca Domnul și mulțumim, Boda Proste, că ați venit. Rânduiala v-am anunțat-o astăzi, deci nu uităm că la ora 17, ora 5, va fi prezent preasfințitul Părinte Episcop Nechifor la va săvârși taina Sfântului Maslu.
apoi denie în fiecare zi, apoi joia mare la ora 14 cele 12 Evanghelii, după săvârșirea și rostirea celor 12 Evanghelii, vom cobori, cum am spus, vom parcurge drumul crucii, vinerea mare, prohodul Domnului va începe la ora 18, deci prohodul Domnului va fi la ora 18 seara, la ora 6. Hristos și Preacurata Maica lui Dumnezeu să vă bucure, să vă ajute tuturor. Doamne ajută! Am venit, Maicuță, cu drag am venit la halul bunui codru, la locul sfințit. Am venit, Maicuță, să roagă-te, Maicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Au trecut, Maicuță, zile, zile în șir, cu dorul în suflet, iar revenim cu toții. Am venit, Maicuță, să te mai vedem, să spunem necazul care mai avem. Roagă-te, Maicuță, pentru al tău popor.